seara. Simți că ai ajuns la capăt de drum? Privește mai atent. Poate fi doar începutul altui drum. Angela Staffi, consilier în dezvoltare personală și invitata noastră de azi, nu vrea să schimbe lumea, pur și simplu vrea să schimbe lumea din interiorul nostru. Iar azi vom afla cum face acest lucru adresându-i întrebări la care încă mulți dintre noi n-am găsit răspuns. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ți-ai cunoscut anturajul, ne simțim bine ca acasă. Mi-e un pic deosebit și mă bucur enorm acest cămin. Așa. Noi ne bucurăm că ai venit la noi azi. Mulțumesc să te luăm la puricat. Să adresăm întrebări multe, multe, diverse și să ne răspunzi la toate. Tu ești consilier în dezvoltare personală. Da. Până ajunge să fii consilier? Am fost profesoară toată viața mea. Universitară. Filozofie. Filozofie. Da. Am predat la Universitatea de Stat. În diverse formule. La Facultatea de Filozofie predam tot felul de cursuri de filozofie, la jurnalism semiotica comunicării, lucruri care țin de, da, și pragmatică discursivă, adică tot ce e legat de analiză, de limbaj și de tot. Dar teza mea de doctorat și toată dragostea mea tot timpul a fost înspre structura noastră interioară, înspre ce simțim noi, cum gândim noi, ce se află înăuntru nostru mai degrabă decât în afară și cum astea două știu să comunice, adică cum știm să ne facem noi viața mai bună. Și uite că asta eu fac. Cred că a fost un pas destul de greu să lași universitatea, pentru ca să ajungi un profesor universitar, tu trebuie să parcurgi foarte multe trepte, oarecum înălțimea carierei unui om, da? Și tu totuși ai putut să lași în urmă și să te apuci de la zero, de altceva, ceva încă poate neexplorat atât fost, de mult în Moldova. A fost de la zero, de fapt, ce s-a întâmplat? Într-adevăr, ce există niște trepte. Eu am ajuns la treapta de conferențiar universitar, mi-am luat doctoratul, era aprobată tema de postdoctorat, așa numită tema de postdoctorat, în care trebuia să susțin partea de doctor habilitat, deci ultima, treapta finală, cum ar veni. Și atunci am renunțat pentru că a venit o propunere să lucrez la o revistă. Așa. A unei colege de-a noastră care are o emisiune în această televiziune, Egoist. Și eu și acum îi mulțumesc foarte mult Angelei Brașoveanu pentru că a zis hai la mine. Așa. Și așa a început al parcurs. Ce te-a făcut să lași totul și să te duci? Pentru că nu e atât de ușor. Nu știu, trebuie să ai ceva cât să-ți dorești poate de tare. Nu e ușor. Nici n-a fost ușor. Dar lucrurile se întâmplă cam așa. Dacă noi nu suntem pregătiți pentru schimbare, în viața noastră vine o criză foarte puternică. Fie boală, fie criză, pentru ca noi să putem să facem ceea ce pentru ce am venit, să zicem așa, dacă nu suntem pe drumul nostru. Și eu eram cumva pe drumul meu, pentru că tot timpul mi-a plăcut să predau, dar simțeam că lipsește ceva. Și da, a fost cu foarte multă frică, pentru că era un job stabil, pentru că un salariu stabil, nu foarte mare, dar stabil. Eu urcasem și în treapta asta de administrare în universitate, deci eram foarte bine și puteam crește mai sus. Dar m-am întrebat la un moment dat dacă asta este ceea ce își dorește inima mea. Așa. Și am înțeles că pot mai mult și vreau mai mult. Uh-huh. Și că mă pot întoarce oricând să predau. O colegă de-a mea, Creta, zicea, Creta nu mi-o ia nimeni niciodată din mână. Așa. Și am îndrăznit. Așa. Consilier în dezvoltare personală, ce înseamnă mai exact? Spune. De fapt, e termenul consacrat este life coach, da. Doar că la noi nu este atât de cunoscut. Nu e răspândit acest domeniu. Da, și oamenii nu înțeleg foarte bine ce este și cum se deosebește de psihologie. Dar tu explică-ne asta, e cel mai important. Profesorul meu de la Cluj își zice stilist existențial. Și mie îmi place foarte mult această formulă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi ne uităm la harta vieții omului și începem să corectăm, nu în sensul de bun sau rău, anumite concepții pe care le are despre viață și care îi generează după asta o serie de evenimente. Deci așa a început totul, da? Concepția ta despre lume te face să te simți într-un anumit fel. Există studii care demonstrează lucrul ăsta.
Ce fac eu împreună cu clienții este zona asta de găsesc unde sunt găurile în această concepție despre lume, unde sunt rănile care au generat aceste... Și rănile sunt de obicei umilința, trădarea, respingerea, abandonul, pierderea. Cam astea cinci în mare, mari teme. Și vindecăm rana, corectăm concepția despre lume, oamenii încep să aibă o viață mai bună. Cam asta este. Dar tu ți mai aduci aminte prima ta clientă sau primul client care a venit la tine, da, și ce întrebare ți-a adresat? Era o problemă de cuplu. Așa. Și de obicei vin femeile și atunci tot a venit o femeie. Și voia să divorțeze. Așa. Până la urmă nu a ajuns să divorțeze și asta e foarte bine. De fapt, pentru că oamenii au înțeles că au de lucru. Întâi a venit ea, după aceea a venit el, după aceea a venit împreună și acum sunt bine, mersi, și eu mă bucur enorm că e un rezultat frumos. Foarte bine. Am înțeles că vin mai tot timpul femei. Femeile sunt interesate mai mult, cum să schimbe, cum să facă. Sunt și bărbații interesați, ei vin cu teme diferite. Bărbații de obicei vin pe tema de business, de cum să-mi cresc afacerea, de cum să dezvolt, cum să obțin mai multe performanțe, sau ce trebuie să fac în viața asta, sau sunt foarte obosit. Burnout, da? Femeile vin... Latura mai emoțională. Latura mai emoțională, dar ce mă bucură pe mine enorm este că în ultima perioadă vin femei care pur și simplu au nevoie să crească și simt că vor să crească. Nu neapărat sunt probleme foarte mari. Dar eu simt că parcă aș face altceva sau simt că mai am nevoie să... Angela, dar cum simți aceste lucruri atunci când nu mai vrei să te trezești, să te duci la serviciu sau atunci când te-ai saturat de o oarecare rutină? Cum simți aceste chestii mai exact? Hai să zicem așa, există câteva domenii foarte mari în viața noastră, da? Odată e domeniul profesional, să le luăm pe rând pentru că sunt lucruri diferite. Avem domeniul spiritual, în ce cred eu, pentru ce m-am născut. Avem domeniul financiar, care sunt banii pe care eu îi câștig, ce aș putea să câștig mai mult sau nu, am nevoile asigurate sau nu. Domeniul de sănătate, care tot e foarte important. Odihnă, care iarăși e foarte importantă. Și, deci în momentul în care apare criza mare în viață, de obicei ea se manifestă în câteva domenii. Așa. Poate începe de la cel legat de relații, de familie, de ce mi se întâmplă mie în cuplu, de găsesc sau nu găsesc un partener sau o parteneră. Și se extinde în toate celelalte. Cam asta se întâmplă. Poate fi vorba despre un burnout, de tipul nu mai rezist, nu mai pot, nu vreau să mă trezesc, nu am interes sau nu găsesc sens. În ceea ce fac nu mai există sens. Parcă toate lucrurile sunt foarte bune în viața mea. Dar nu mă bucur. De ce? Dacă am copii, dacă am familie, dacă am un job bun, fac ceea ce îmi place, dar nu mă pot bucura până la capăt. Și atunci, iată aici, încep întrebările. Da? Sau am pierdut pe cineva drag. De ce? Cum se întâmplă lucrurile? Cine-i vinovat? Cum să-l ajut pe cel drag care trece printr-o criză? Și tot așa, depinde de situație. Știi ce vreau să te întreb? Unii răspund la aceste întrebări existențiale oarecum cu faptul că lasă că timpul le tratează pe toate. E așa? Timpul le tratează sau timpul poate adânci unele probleme? Timpul nu vindecă. Timpul ne ajută să uităm, ne ajută să cicatrizăm, dar din păcate ceea ce se întâmplă este că traumele noastre... Și eu acum nu vorbesc de copilărie și de clasică, în sensul că noi toți ne-am născut acolo și toți avem acolo traume. Uh-huh. Pierderile noastre, trădările, ele se așează în inconștient. Să ne imaginăm că iată, e un fel de lume de jos în care noi nu avem acces. Noi nu știm că ele sunt acolo, sunt emoții blocate, e foarte multă durere, e o rană deschisă pe care noi o acoperim crezând că totul va trece. Ei nu trece. Asta are mai târziu efecte, cel puțin asupra sănătății. Sănătatea mentală are de suferit, viața noastră, calitatea vieții noastre are de suferit. Și atunci, de fapt, îndemnul este să nu ne culcăm noi pe ureche, pentru că s-ar putea să surzim realmente.
și să săpăm. Mie îmi place să zic cercetează-ți inima, pentru că acolo, de fapt, în loc să fie dragoste și bucurie, se așează toate durerile noastre. Și după aceea ne întrebăm, dar de ce nu am noroc? Dar nu-i vorba de noroc. Chiar nu-i vorba. Pentru că noi toți, din naștere, avem dreptul să fim fericiți, să fim iubiți. Asta e dreptul nostru din naștere. Ce se întâmplă este că noi, în loc să ne bucurăm, închidem zona asta. Se numește inimă înghețată în popor treaba asta, sau inimă de piatră. De ce? Pentru că nu vrem să suferim. Dar dacă nu vrei să suferi, atunci lucrează asupra ta. Se schimbă percepția, se schimbă evenimentele, se schimbă tot. Cam asta e. De ce oamenii n-au încredere în ei? De aici pornesc foarte multe probleme. E adevărat că vine mitul acesta că din copilărie, fiind neglijat, sau e o simplă teorie? Toți noi suntem, într-o oarecare măsură, neglijați în copilărie. Așa. Toți noi suntem, la un moment dat, abandonați de părinți când ei merg la serviciu și ne rămânem acasă. Fiecare dintre noi, da, psihologii au dreptate. Până la 6-7 ani se întâmplă cele mai serioase traume, de fapt. Dar, adică noi le percepem ca fiind serioase, pentru că noi nu le știm a procesa și atunci ele merg în inconștient și pur și simplu acumulează. E ca un fel de amprentă, da? Mm-hmm. Care rămâne, și atunci ce se întâmplă este că toată viața noi adunăm în jurul acestei amprente alte evenimente care justifică rana. A, păi eu nu vreau să am pe nimeni pentru că am fost rănit, pentru că tata m-a abandonat sau mama a fost alcoolică sau nu știu ce. Dar, de fapt, noi pe parcursul întregii vieți culegem răni, ca și bucurie. Așa. În egală măsură. Și depinde de noi încotro ne îndreptăm privirea. Ce vrem? Neîncredere. Neîncredere. Oamenii nu au încredere. Eu am un fel de ipoteză mai ciudată, poate, dar... Eu cred că neîncrederea în sine și iubirea de sine sunt strategii de marketing ale consilierilor de dezvoltare personală, psihologilor. Trei cărți, mii de cărți, da. Femeile... Se vând tot felul de chestii care sunt ușoare de făcut, în sensul capătă încredere în tine. Și atunci tu începi să te întrebi, dar eu am oare încredere în mine? Mă tin că n-am. Da, să iau partea asta. De să cumpăr 7 pași, 10 pași. Deci astea sunt cărți care nu lucrează cu siguranță. Există cărți foarte bune, poate vorbim despre ele un pic mai târziu. Nu există om care să n-aibă încredere în sine. Măcar într-un moment al acestei vieți a fost când tu ai avut încredere, când tu ai făcut ceva și ai fost mândru de tine și ți-a reușit. Dacă noi zicem că asta înseamnă încrederea în sine, înseamnă că noi toți o avem. Așa. Ce se poate întâmpla însă este că rănile ne acoperă atât de mult încât noi uităm cine suntem. Noi uităm care sunt resursele noastre, care sunt puterile noastre și nu mai reușim să ieșim de acolo. Deci, încrederea, timiditatea, de unde vine? Care e rana din spate? Asta e întrebarea pe care merită să ți-o pui. Nu cum să capăt eu încredere când n-am, dar ce mă oprește? Care este această rană care mă ține legat? Și ce decid eu așa să fac cu ea? Pentru că noi toți ne iubim pe noi. Dacă noi nu ne-am iubit, noi n-am trăit. În fiecare celulă a noastră și noi avem creierul, da, maimuței de aici, din spate, care ne face să supraviețuim în foarte multe condiții, foarte grele. Asta nu-i dragoste? Sau ce vrem noi? Idealizăm concepte care nu au niciun sens, de fapt. Deci, sugestia mea pentru întotdeauna cu oamenii cu care lucrez sau cu care discut este: a, eu n-am încredere în mine, nimeni trebuie să ne-o cresc. Serios. Dar hai să ne amintim 3-5 momente în viață când tu ai avut încredere în tine. Au fost? Da. Da. Mm-hmm. Gata. Deci tu o ai. Folosește-o. Ți-e frică? A, dacă ți-e frică, și aici iarăși sunt opțiuni, da? Dacă ți-e frică, există două tipuri mari de frici, ca să le zicem. Sunt fricile astea existențiale. Frica de moarte, frica de viitor, da? de a nu fi iubit. Cu astea se lucrează de dorit împreună cu un specialist.
Și sunt frici simple, de tip frica de întuneric, frica de câini, frica de nu știu ce, și astea sunt iarăși frici care pot fi depășite prin acțiuni. Așa. Dacă nu mi-ar fi frică, ce aș face? Asta e întrebarea. Deci, în spatele la neîncrederea asta în sine, frică. Dacă nu mi-ar fi frică, ce aș face? A, păi aș bate la ușa asta. Păi bate. Hai să începem cu teme mai înguste un pic. Hai. Să începem cu căsnicia. Să o luăm de la început. Ce ar trebui să însemne pentru tinerii căsătoriți o căsnicie și cum ar trebui ei să se pregătească de ea? Hai, să vedem. Hai. Iarăși profesorul meu de la Cluj zicea că căsătoria în epoca noastră este un contract de scurtă durată. Așa. Ceea ce se întâmplă de fapt. Deci dumnealui are dreptate din perspectiva asta. Căsnicia ar fi, pentru mine, cel puțin cum aș vedea eu, este un spațiu de dragoste în care amândoi pot crește. În care amândoi sunt două ființe libere care cresc. Și nu știu dacă neapărat e nevoie de o pregătire prealabilă. Noi prea ne debilizăm în sensul de hai să ne învățăm să creștem copil, hai să ne învățăm să trăim, hai să ne învățăm să respirăm, hai să ne învățăm să o grămadă de chestii. Este naturală și e nevoie primară conexiunea cu celălalt. A crea comuniune este o nevoie primară a omului. Da? Deci, în mare măsură, instinctele noastre știu cum se lucrează în domeniu. Ele știu ce trebuie să facă. Ce avem noi de învățat, însă, este să ne gestionăm emoțiile, să lucrăm asupra noastră, să ne cercetăm inima și mintea, astfel încât să nu rănim pe celălalt, dar să exprimăm ce ne doare pe noi. Și nu neapărat în pregătirea pentru căsnicie, pentru că uneori se întâmplă, oamenii sunt atât de compatibili încât nu mai au nevoie nici măcar de cuvinte pentru ca să poată trăi împreună. Așa. Asta e partea frumoasă, dragostea cea visată din noi toți. Dar de cele mai multe ori asta este un parteneriat în care noi ne înțelegem. Uite, eu sunt așa, tu ești așa, testăm, vedem ce se întâmplă. Deci, lucrul asupra emoțiilor ne face să avem o căsnicie mai bună pentru că putem comunica mai ușor unii cu alții. Cam asta. Cred că ai văzut și promo-ul nostru. Da. Niște probleme existențiale au fost discutate acolo. A promis, se comporta frumos la început, după care nu se mai comportă astfel. Cu siguranță vin multe femei la da. Tine cu această întrebare. Că uite, la început era atât era galant. Galant și atât de manierat și atât de frumos îmi vorbea și se comporta excelent. E uite că după căsătorie sau după 2-3 ani a început să-și schimbe comportamentul. De ce se întâmplă acest lucru? Hai să zicem așa, în 2-3 ani sau poate chiar mai puțin, într-o relație are loc acest proces de decristalizare, se zice. Ce înseamnă decristalizare? Înseamnă că în momentul în care noi ne îndrăgostim de cineva, îi adăugăm tot felul de calități pe care omul nu le are de fapt. Așa. Pentru că noi vrem să vedem în el sau în ea cavaleri și domnițe. Pe parcursul timpului, aceste cristale cad și rămâne omul așa cum este el. Deci, de obicei, nu se schimbă omul. Nu se schimbă. Pur și simplu începe să se developeze. Și mai există o chestie. Modul în care noi comunicăm, în dinamica asta a relației, modul în care comunicăm cu celălalt, poate determina un anumit comportament al lui. Chiar determină un anumit comportament. De exemplu, hai să vorbim despre faptul că foarte mulți bărbați încep să bea, da? Devin alcoolici. Și atunci, una dintre nevoile primare, astea sunt cărțile care vorbesc despre asta, una dintre nevoile primare ale bărbatului este să fie recunoscut ca, să zicem, stâlp. Da? Ca masculul. Ca mascul. Dacă tu îl critici permanent și tot timpul ceva nu e bine, așteaptă-te că la un moment dat fie se va alcooliza, fie va pleca. Adică întotdeauna în familie sunt doi. Nu e unul. Nu se schimbă doar el. Ceva se întâmplă în tine, ceva comun. Asta nu înseamnă că e doar responsabilitatea ta și nu înseamnă că trebuie să ne ducem în vinovăție, dar să ne întrebăm
iată, în situațiile astea, ce s-a întâmplat, cum m-am comportat eu, care au fost greșelile mele, care au fost ale lui, ce poate fi reparat, care sunt nevoile lui, care sunt nevoile mele, cum le combinăm? Apropo, de ce au nevoie bărbații? Că noi ca femei suntem mult mai complexe, noi avem nevoie de grijă, atenție. Bărbații fix de asta. Exact de acest lucru. Da. Nu există diferență de nevoi la nivel emoțional. Noi putem să speculăm, să zicem că noi femeile suntem misterioase, nu este chiar atât de adevărat. Exact așa ca și noi, bărbații au nevoie de dragoste, de susținere, de grijă. Gata. Și femeia este cea care, e un autor rus foarte, foarte fain, pe care îl cheamă Necrasov, și care vorbește despre acest spațiu al iubirii. Femeia este cea care creează, zice el, spațiul iubirii în casă. Acum eu știu că să există tot felul de, sunt tot felul de curente care zic că partenerii sunt egali. Da, ei sunt egali în drepturi, dar fiecare dintre ei poate face lucruri diferite. Natural, noi femeile construim această casă, comuniune, da? Noi dăm dragoste, noi dăm blândețe acolo și după aceea ei cresc pe asta. Asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm în spatele lor sau ceva. Dar fiecare dintre noi face lucruri diferite în casă. Și în momentul în care este construit acest spațiu al iubirii, asta, iarăși, încă o dată, nu înseamnă că eu stau toată ziua acasă și încerc să fiu foarte zâmbăreață când vine el. Nu. Dar eu vreau să mă conectez cu el, vreau să-l întreb cum se simte. Dacă vine din interior, astea sunt cuplurile care-s bine. Uh-huh. Știi, noi am anunțat pe pagina noastră de Facebook că vii tu și le-am rugat pe femei să ne scrie în mesaje sau în comentarii problemele cu care se confruntă. Uh-huh. Și două femei, să știi că ne-au scris exact aceeași problemă, că în relația lor există trei persoane și nu două, una dintre care este mama soțului, așa, soacra, cât de important este ca pentru un cuplu tânăr să trăiască parte, să aibă acea... Este esențial, este vital, eu aș zice. Așa. Ce se întâmplă? Ce se poate întâmpla? Și cum se generează lucrurile? Că, în momentul în care cei doi încep să locuiască împreună, este foarte important să aibă spațiu și timp, inclusiv pentru certuri. Ele sunt importante, pentru că ele cizelează relația, da? Dacă ele sunt făcute civilizat, bineînțeles, fără agresiuni. Fiind cineva dintre părinți, și nu contează că e mama lui sau mama ei, va avea tendința să ocupe un fel de poziția cuiva dintre ei. Și celălalt se simte atacat. Fie vine mama lui care devine hiperprotectivă pentru el și îi gătește mâncarea sau îi o trimite în fiecare zi, că există cazuri din astea foarte multe, sau îi calcă repede cămașul și zice tu nu ai călcat-o cum trebuie, că eu știu mai bine și tot așa. Fie vine mama ei care de cele mai multe ori se raliază cu el împotriva fiicii. De ce? Pentru că apare un fel de concurență. Deci tinerele familii trebuie să locuiască separat, dacă asta este posibil, pentru că noi vorbim și de niște cheltuieli. Uh-huh. Dacă nu este posibil, atunci ce este foarte important este ca să existe limite foarte clare de comunicare. Uite, noi suntem două familii în aceeași casă, noi ne respectăm, ne iubim, dar fiecare dintre noi are dreptul să-și trăiască viața cuplului. Așa. Că e un organism, este ca și cum ai lipi de un copil, un alt copil și l-ai pune să meargă tot timpul cu el alături. Nu e ok. Eu nu știu exact ce au scris femeile acolo, dar dacă e vorba de mama soțului, de obicei este această hiperprotecție. De obicei unele dintre ele nu sunt capabile să înțeleagă că fiul lor a crescut. Sau sunt mai multe situații. Să zicem, una dintre situații este că l-a crescut singură, fără soț. Și atunci el devine cumva simbolic soțul ei. Sau ea nu-i dă voie să crească. Pentru că e feciorașul mamii. Și aici ar fi tare fain dacă s-ar uita asemenea femeie la noi. Pentru că asta vine din nevoia foarte puternică de a fi iubită. Modul în care tu ești iubită poate fi foarte diferit. Tu poți să capiți o fiică alături de tine, chiar dacă tu zici că ea nu merită pe băiatul tău, că de obicei asta se întâmplă.
Dar tu poți să ai doi oameni care te iubesc. Sau poți să ai un fiu care la 40 de ani va deveni alcoolic. Mama alege. E foarte importantă tăierea acestui cordon umbilical. Iar pentru femei există o chestie pe care noi o lucrăm pe parcursul ședințelor, în cazuri din astea, și asta este respectul pentru femeia care l-a născut pe soțul tău, indiferent cum este ea. Tu o onorezi pentru că ea a crescut acest bărbat care este acum lângă tine și de care tu te-ai îndrăgostit. Și în momentul în care această femeie se simte respectată, dar de aici, din interior, nu din cap, lucrurile se schimbă. Așa. Cam așa se întâmplă. Angela, eu tare mult îți mulțumesc. Noi revenim să ne dai răspuns și la alte întrebări tare, tare interesante. După o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi. Am revenit cu Angela Staffi. Te întrebam și adineauri, părinții își iubesc copiii la fel sau nu? Eu risc să adun multe comentarii, dar nu. Părinții nu își iubesc la fel copiii? Nu, copiii nu sunt iubiți la fel. Nu putem zice că mamele au această iubire necondiționată. Majoritatea lor își iubesc copiii pentru că ei există. Dar întotdeauna există o afinitate pentru unul dintre copii și noi asta putem observa foarte ușor. Există o afinitate pentru unul dintre copii. Și nu știu dacă neapărat e vorba de iubire mai multă sau mai puțină, s-ar putea că e același grad de dragoste, dar atenția pe care o acordăm noi unuia sau altuia, modul în care gestionăm relațiile, toate astea vorbesc despre faptul că copiii sunt iubiți diferit. Și asta se resimte și copiii simt lucrul ăsta foarte bine. Și atunci când îi zic, mama, tu nu mă iubești așa cum îl iubești pe Mihăiță, da? Pe așa. Fratele meu sau pe sora mea. În mod normal, ca părinte, ar trebui nu să zic, da, eu te iubesc la fel, pentru că el resimte altceva. Și atunci, ce aș face eu? Eu am o fică numai, da? Dar ce aș face eu este că m-aș întreba, dar care sunt modurile în care aș putea să-i arăt mai multă dragoste copilului meu, pentru că dragoste oricum există. Dar contează cum o simt eu. De ce se întâmplă copil? Așa că unul este preferatul familiei și celălalt nu? Că unul seamănă mai mult? Unul poate să seamene mai mult, altul poate să vorbească mai repede, altul poate fi mai rapid în gândire, altul poate fi mai bolnav. Așa. Și atunci toată atenția merge înspre, sau multă atenție merge înspre cel bolnav. Iarăși nu vorbim în termeni de bine și rău. Lucrurile astea se întâmplă. Cineva seamănă cu, să zicem, cu soțul care a abandonat, a plecat. Copilul ăsta din start o să fie un pic neglijat, pentru că el seamănă foarte mult cu taicu-su. Și o să-i se spună, tu semeni cu tata. Asta însemnând cu un fel de blestem. Iată lucrurile astea, la astea e foarte important noi să devenim atenți. Cât timp petrecem cu copilul? Dacă, și nu e vorba de cantitate de timp, dar calitatea timpului. Că eu pot stau 5 minute foarte prezent cu copilul meu și el gata, el își face treaba, după asta se plictisește și merge sau își realizează nevoia lui emoțională. Sau din contră, să stai o oră și să nu-i atragi atenție. Da, stai în telefon, o oră am stat cu fiul meu. Nevoile. Acum vreau să te întreb, acel copil neglijat din familie are mai multe șanse să devină mai bun sau vrea să demonstreze probabil întotdeauna că el poate, că el va reuși sau... Se poate întâmpla că el învață atenția negativă și atunci reușita lui nu e chiar ceea ce noi înțelegem prin reușită, dar reușita lui e că ajunge într-o gașcă de
criminal și el devine acolo lider. Și asta e o reușită. Pentru el, da. Pentru el, da. Pentru noi ca părinți, nu. Deci e foarte important să înțelegem că nu întotdeauna totul se măsoară în reușită și succes. Așa. Dar se măsoară în cât de bine este copilul meu. Și cât de fericit este. Exact. Și în momentul în care noi înțelegem asta, îi permitem copilului să meargă pe drumul lui. Și atunci cu siguranță va reuși. Că unii sunt mai rebeli și ei, dacă îi presiezi, dau performanțe mai bune, iar pe alt copil o presiune poate să-l dărâme de tot. Deci e foarte, foarte individuală treaba asta. Nu știu dacă există rețete. Rețetele nu sunt valabile, pur și simplu. Atenția la nevoile lui emoționale, la nevoile lui materiale inclusiv, da? Pentru că dacă tu îți dorești foarte mult copilul tău să nu aibă gadgeturi și să nu... Și e rațională dorința asta, dar dacă la el în clasă, când el e adolescent, toată lumea are un tip de telefon care este super performant, iar el are un telefon cu butoane, cu siguranță o să se întâmple ceva urât. Așa. În interiorul lui. Pentru că copiii se compară. Noi, adulții, ne comparăm, dar uitam copiii. Da, așa. Da. Vreau să te întreb acum ceva existențial pentru practic toți părinții secolului 21, relația părinte și adolescent. Cum construim o relație armonioasă? Și pe această cale te voi ruga să ne zici din exemplul tău. Tu ai o adolescentă, o fică, da. Cum e relația dintre voi, cum ați construit-o și cum, care sunt acei pași? Eu am o adolescentă foarte copil complicat, se numește asta. Așa. Și cred că de acolo am învățat eu foarte multe din această zonă. Bine, ea am plinit zilele trecute 18 ani, deci nu mai pot să zic că e adolescentă, da. Dar am avut o adolescență turbulentă de-a dreptul. Și există această... Duminica trecută a fost Duminica Fiului Rătăcitor, așa îi zice. Adolescenții noștri sunt fii rătăcitori, în sensul în care ei luptă acolo în interiorul lor cu ei înșiși, în primul rând. Războiul lor e războiul din interior. Schimbări hormonale, nu înțeleg ce le se întâmplă, le se schimbă toate valorile, se dă tot peste cap, hai să ne amintim de noi. Mai ales ei în această zonă în care informația circulă atât de rapid. Ce este foarte important, și asta este pilda fiului rătăcitor, este atâta timp cât nu-și dăunează, să-i lăsăm să aibă propriile experiențe, inclusiv crize de furie și nu știu ce, dar să le explicăm care sunt consecințele și să-i lăsăm să-și trăiască consecințele. Și să așteptăm acasă. Pentru că fiul rătăcitor întotdeauna se întoarce acasă dacă este iubit. Și singura cale de a comunica realmente cu un adolescent este să-l iubești în continuare. Pentru că existau chestii pe care eu îi spuneam, inclusiv fiicei mele, tu știi, eu te iubesc foarte mult, dar nu te mai plac. Eu nu te mai cunosc. Aia cum reacționa. Și azi ce obișnuiește? Te-ai obișnuit până da. La urmă? Da, până la urmă m-am obișnuit, până la urmă am înțeles că sunt lucruri pe care trebuie pur și simplu să le accept. Uneori cu blândețe, alteori mai puțin blând, cu severitate, dar adolescenții de astăzi, mulți dintre ei, trec prin anumite sindrome prin care noi n-am trecut. Noi nu le cunoaștem. La fel cum și noi am trecut prin aceleași prin alte lucruri pe care n-au trecut părinții. Deci ei vin într-o epocă în care există internet odată, da? În care viteza cu care lucrurile se întâmplă e foarte mare, în care lumea este într-o permanentă schimbare rapidă. Ei nu mai știu să gestioneze emoțiile așa cum știam noi. Ei, adică ei nu le mai înghit, altfel zis. Da? Ei pur și simplu le exprimă. Majoritatea dintre ei le scot afară. Ei au mult mai multe tentații decât am avut noi. Din cauza asta, suport și păstrată în această perioadă, e foarte important să păstrăm portița asta de comunicare deschisă. Pentru că ei poate să ne povestească ce le se întâmplă. Asta e foarte important. Dacă tot vorbim despre copii, să știi că am întrebat oamenii de pe stradă, oameni pe care i-am întâlnit, ce i-ar interesa pe ei? Ce probleme au ei cu copii? Și vreau să vedem întrebările la care tu să ne răspunzi. Putem vedea? Așa. Актуальный, как уберечь ребенка от влияния общества, от негативного влияния общества? Ага.
Este exact ce ziceam înainte. Despre asta vorbeam, de fapt, da? Când tentațiile sunt foarte mari, este important ca ei să aibă acces la noi, să poată să ne povestească inclusiv despre tâmpeniile pe care le-au făcut, greșelile pe care le-au făcut, geamuri sparte în copilărie și tot așa. În momentul în care copilul tău poate să-ți povestească ceva fără să-i fie frică că va fi pedepsit, ai șansa să-l extragi mai rapid din asemenea experiențe, odată. A doua oară, asta nu se întâmplă de obicei în adolescență, ci în preadolescență. Deci, eu aș sugera părinților să fie atenți la comportamente diferite. Acum există foarte mult consum de tot felul de substanțe. Sunt lucruri care se întâmplă în Chișinău și în Moldova în general, care sunt grave și există deja resurse la care poți să uite. Da? Siguranța pe internet. E foarte importantă treaba asta. Să înceapă să vorbească cu copiii de mici despre consecințele acțiunilor proprii, despre faptul că nu ceilalți sunt răi și tu ești bun și păzește-te de ei, pentru că el va dori să experimenteze asta. Ci, iată, sunt asemenea acțiuni, sunt asemenea consecințe. Tu alegi ce fel de viață ai. Asta e foarte important. Hai să mai vedem o întrebare. Правильно ребенку все преподнести, вообще вот эту информацию о правильное сексуальное воспитание, как дать, чтобы ребенок прежде всего, как бы мы как родители были им другом в первую очередь, чтобы они могли сначала поделиться с нами и узнать все вопросы, а не узнавали об этом где-то во дворе или от своих одноклассников. Cum îi ajutăm și cum vorbim cu copiii, de la ce vârstă, despre educația sexuală? Păi, educația sexuală, de fapt, începe acasă, la cea mai mică vârstă. Da? Când tu îi explici că astea sunt organe genitale, că asta se întâmplă, că asta e foarte important să se discute. Să trecem noi peste inhibiția noastră și să discutăm. Iar dacă nu putem, atunci, slavă Domnului, acum există centrele prietenoase tinerilor, și se poate merge de la vârste 10 ani, chiar mai repede, și acolo există specialiști, există psihologi, ginecologi, care pot să vorbească cu copilul tău despre asta, fără ca tu să, și tu să fii prezent, și atunci se creează acest trio. Copilul poate, e foarte, foarte bună treaba asta pe de altă parte. Noi nu neapărat putem să-i protejăm pe ei de pentru că internetul acum nu mai oprește, e gata, adică n-ai cum, dar poți să vorbești cu copilul tău despre riscuri și despre, nu știu cum să zic, seriozitate în abordare, în alegerea partenerului, despre metode de contracepție, despre foarte multe alte lucruri, acasă. Tu, la masă cu copilul tău, în funcție de vârstă, pentru că la 5 ani, 6, n-are rost să-i povestești despre asta, la 12 s-ar putea să fie prea târziu. Așa. Deci, eu cred că cei care nu știu ar fi tare util să adreseze acestor centre prietenoase tinerilor, pentru că acolo chiar pot găsi informații. Și sunt specialiști absolut minunați și ele sunt în fiecare raion. Deci oamenii pot să beneficieze. Dragi părinți, dacă nu aveți curajul suficient să vorbiți voi cu copilul vostru, adresați-vă la niște profesioniști. Vorbim despre procese fiziologice, inițial, care se întâmplă în preadolescență, pubertate, și după aceea trecem la partea de viață sexuală, iar dacă nu putem, ne adresăm la specialiști. Așa. Regie, mai avem o întrebare? De ce copiii mint? De ce copiii mint? O dilemă foarte mare. Copiii nu neapărat mint. Copiii au fantezii, odată. Asta noi le calificăm drept minciuni. De foarte multe ori o fac din frică. Deci în momentul în care nu vrea să recunoască ceva, e foarte clar că este frică sau este rușine. Și atunci ar fi bine să clarificăm noi. Dacă este frică, atunci s-ar putea în adolescent să ai probleme cu el. Dacă este rușine pentru ceea ce a făcut sau un regret pentru ceea ce a făcut, atunci iarăși putem comunica. Deci copiii mint pentru că le este frică, din cauza pedepselor care sunt prea aspre. Sau pentru că vor să ne impresioneze, pur și simplu. Sau pentru că vor să ne impresioneze și atunci, da, uneori e fantezie. Pur și simplu e fantezie. Ia că eu am fost cu prietenul meu și am mâncat înghețată nu știu de care era cu 7 etaje, da? Ce e asta? Asta e pur și simplu, ia că e o dorință a copilului care se realizează. Deci nu... Dar mint de obicei din frică, dacă e să vorbim serios. Așa? Și încă o întrebare. Care ar fi comportamentul unui părinte în cazul în care are doi copii și cum ar trebui să se comporte, ce ar trebui să facă ca acel
a doilea copil să nu simtă lipsă de atenție, de dragoste. Acel al doilea copil, dacă este mai mare, atunci implicați-l în activități și în educația celui mai mic. Să-i se dea sarcini, pentru că de obicei apare gelozia. Iar dacă, de obicei, problemele apar la cel mai mare, nu la cel mai mic. Cel mai mic are toată atenția până la o anumită vârstă. Da? Cât mai multe activități în comun, să aibă o zi pe săptămână în care se joacă cu toți împreună și timp separat cu fiecare dintre ei. Așa implicăm pe ambii. Da. Cum ieșim dintr-o relație toxică? O întrebare, ne întoarcem la cuplu? Da, bună. Bună, pentru că sunt foarte multe relații toxice la noi acum. Păstrăm aparențele sau nu? Nu. Nu? Nu păstrăm niciun fel de aparențe. E foarte greu de ieșit din relații toxice. Asta este adevărat. Eu o știu din propria piele. Cereți ajutor. Și la un moment dat e foarte greu inclusiv ajutor să ceri, pentru că vine rușine, vine vinovății, tot pe lumea asta. Dar e foarte important să ne adresăm la cineva care ne poate ajuta și care ne poate susține și de obicei astea pot fi prieteni în primă instanță, dacă au mai rămas cineva dintre ele, dar e bine să fii un specialist. Scrieți, nu știu, sunați, sunt centrele de antiviolență, sunt numerele fierbinți, ieșiți din aceste relații, nu există, noi de obicei zicem, eu stau pentru copii, nu este adevărat. Deci, primul lucru pe care îl faci este să recunoști că tu ești într-o relație care te distruge. Și după aceea vin răspuns. A doua întrebare. Ce facem dacă ne-a înșelat partenera sau partenerul și noi vrem să-i acordăm o altă șansă? Îi acordăm a doua șansă. Da, cum facem cu chestiile astea că... Dar stabilim limite foarte clare. Așa, stabilim. Nu îi amintim de fiecare dată că m-ai înșelat. Asta e greșeală foarte mare. Deci tu... Fii ierți și mergi înainte și atunci s-ar putea ca relația... Uneori asta se întâmplă, nu știu cum să zic, din greșeală. Alteori e întâmplător, alteori omul a vrut să experimenteze pentru că nu a experimentat când era tânăr. Sunt tot felul de motive, nu... Dar dacă ai decis să ierți, atunci iartă total și mergi înainte. Dacă nu, te desparți. Așa. Cum salvăm o relație în care noi am greșit? Nu ne referim la infidelitate, dar ne cerem iertare. Ne cerem iertare? Da, asta e... Nu ne este foarte greu să facem treaba asta, să recunoaștem că am greșit. De obicei, în cazul ăsta, eu lucrez foarte mult cu mândria. Așa. Ia stai, Iuleacă, dar eu... De ce mi-e greu să-mi cer scuze dacă eu știu precis în interiorul meu că am greșit? Apoi că de atâta că să nu creadă el că eu să, nu știu, sau să nu creadă ea, nu e adevărat. Dacă tu iubești acest om, îți ceri iertare. Așa. Și gata. Și ai rezolvat problemele. Foarte simplu. Da, dacă dai nasul foarte jos. Foarte simplu, dar complicat. Complicat pentru mulți. Că noi avem orgolii. De asta e complicat. Pentru că nu, sau nu este frică. Dacă tu vrei o relație bună, fii sincer cu tine în primul rând și după aceea o să vezi că relația se îmbunătățește. Așa. Femeile ne-au mai scris problemele, da, cu care se confruntă în cuplu. Banii, banii și iar banii. Nu, da, putem niciodată vorbi despre ei fără să ne certăm. Cum gestionăm aceste probleme? Pentru că bănuiesc totuși... că acolo situația e mai complicată decât banii. Hai să vedem cine și față de cine are pretenții, de ce se întâmplă lucrul ăsta. S-ar putea că nu ne ajung bani și atunci, dacă eu cred că soțul meu trebuie să facă bani și îl pisez permanent, el cu siguranță nu o să facă mai mulți. Deci este un adevăr ăsta. Banii, deci dacă există credințe din astea limitative, depinde, e foarte general întrebarea și mi-e greu să răspund. Dar dacă... am putea să ne așezăm la o masă și să înțelegem că banii nu sunt decât o energie care ne permite experiențele. Dacă nu ne ajung, de ce nu ne ajung? Și, printre altele, banii sunt legați de energia sexuală de cele mai multe ori. Relațiile cu banii vorbesc de foarte multe ori despre relația noastră cu propriul corp și, și despre tipul sau satisfacția noastră sexuală. Așa. Aici e un secret. Dacă suntem satisfăcuți sexual, suntem satisfăcuți și din punct de vedere financiar. Crește... Așa. Da. Uh-huh. Cresc veniturile. O altă soție care este extrem de nemulțumită de faptul că soțul
nu se duce niciodată la adunările de la școală, la ședințele cele cu părinții și nu vrea să se implice în viața copilului, cum se rezolve? Pentru că el aduce bani. Așa, și atunci el poate să se eschiveze nu, de la acest lucru? Nu poate să se eschiveze, dar cu siguranță nu o să facă nimic dacă o să-l, o să-l critice în permanență. Dimpotrivă, crearea unui timp în care pe care să-l petreacă copilul, da? Cu blândețe, cu dragoste. Eu înțeleg că asta e foarte dureros și greu. Ceea ce zic eu acum, femeia asta poate să gândească, e ușor să vorbească, dar... Dacă avem un pic de răbdare, de ce? Pentru că noi când el, copilul ăsta avea o zi, două, n-am vrut să-l lăsăm pe soț să rămână cu copilul ca să mă duc la coafor, ca nu cumva copilul să pățească ceva. De obicei noi creăm această relație. Așa. Și atunci acum trebuie creat înapoi acel spațiu în care soțul se petreacă mai mult timp cu copilul. Și o să schimbe lucrurile. Fără ca să-i zicem direct, du-te la adunare că m-am săturat. Așa, o altă problemă, ultima, de fapt, el nu mai vrea copii, eu îmi doresc foarte mult încă unul, cum să-l conving? Cum? Copiii trebuie făcuți prin consimțământul ambilor. Da. Așa. Eu sunt tare împotriva manipulărilor. Există tehnici, metode, nu funcționează. Adică, pentru eu sunt foarte departe de lucrurile astea și... trebuie văzut de ce el nu-și dorește copii. S-ar putea că el are frică, că nu o să-i poată asigura financiar. Și atunci asta poate fi lucrat, poate fi discutat. S-ar putea că a fost foarte traumatizant prima naștere sau a doua, mă rog, și el a fost prezent la această naștere. Sunt foarte multe detalii care pot fi văzute. De unde vine această nedorință? Dar nu ne băgăm în sufletul omului. Foarte atent și foarte încet. Apropo, despre prezența la naștere, tu ce părere ai? Eu cred că ei trebuie să fie amândoi la naștere. Asta e, pentru că asta, tu primești în lume un nou suflet și când este tatăl, această conexiune apare imediat, printre altele, vis-a-vis de întrebarea de dinainte. Dați-i voie tatălui să fie prezent la naștere. Asta, există un moment acolo în care el nu este prezent, care nu e cel mai frumos, dar în rest... În momentul în care el își ia copilul, care abia s-a născut în brațe, apare instinctul, apare dragostea. Și acum, pe final de emisiune, o să te rog tare mult să dai un sfat. Știu că nu tare îți place să dai sfaturi. Unei femeilor și un sfat bărbaților. Ceea ce crezi tu cu adevărat că funcționează, astfel încât lucrurile oarecum între ei să fie un nou început oarecum pentru ei, dacă se gândesc cu seriozitate la acest sfat sau un demn, să zicem așa? Hai eu să zic nu sfat, pentru că e mult pentru mine să mi-asum, dar eu aș zice așa și pentru bărbați și pentru femei. Modul în care tu lucrezi cu patimile tale, cu mândria, cu lăcomia, cu fricile, cu tot ce vrei, cu invidia, este foarte important și în momentul în care lucrezi asupra ta realmente, și asta pot să zic nu doar eu, dar foarte mulți oameni care fac lucrul ăsta, viața ta se schimbă în bine. Cam asta se întâmplă, pentru că în momentul în care inima ta este plină de dragoste, asta dai, asta primești. Noi primim ceea ce oferim, să fie foarte clar. Scoți ură în afară, primești invidie. Scoți răutate, primești răceală. Deci cu cât mai mulți oameni ai pe care nu i-ai putut ierta, pe care îi invidiezi, cu atât mai mult o să vină spre tine. Ceilalți sunt doar oglinda noastră. Când înțelegem asta, ne eliberăm de o grămadă de chestii și vine bucuria. Așa. Angela Staffi, invitata noastră de azi, îți mulțumesc tare, tare mult. Și eu mulțumesc tare mult. Mai așteptăm cu drag la noi și vouă vă doresc un început de săptămână așa cum vi-l doriți, numai bine și rămâneți cu noi.